O primă modificare în anul care s-a încheiat a fost efectuată la programul de lucru cu publicul, care a fost prelungit. Astfel, fiecare solicitare a celor care vor să devină șoferi poate fi soluționată mai rapid, iar eliberarea actelor nu ar trebui să dureze mai mult de 2 ore. Acest program a fost suplimentat și după amiaza, în zilele de joi, până la orele 18:30. În prezent, eliberarea dovezilor în loc ale permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare, eliberarea numerelor de înmatriculare se efectuează în maximum 2 ore de la depunerea documentelor necesare. Anul trecut au fost preschimbate 83 de permise auto eliberate în alte țări ale Uniunii Europene, iar pentru 10 persoane au fost întocmite documente de constatare, întrucât acestea au încercat să lucreze cu documente false. Au fost preschimbate un număr de 83 permise de conducere eliberate de autoritățile altor state cu documente similare românești. De asemenea, au fost întocmite documente de constatare în 10 cazuri sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute și pedepsite de articolul 292 Cod Penal în cazul preschimbării unor permise de conducere. Documentele au fost înaintate parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta Turnu Severin pentru continuarea cercetărilor. Pe parcursul anului trecut au fost zeci de mii de mehedințeni care s-au urcat la volan alături de polițistul evaluator pentru a afla la finalul examenului dacă se poate declara posesor al unui permis auto. La compartimentul regim permise de conducere și înmatriculări au fost examinați la proba teoretică în vederea obținerii permisului de conducere sau pentru adăugarea unor noi categorii un număr de 11.911 candidați față de 11.597 în anul precedent. Dintre aceștia, mai bine de jumătate au reușit și să promoveze acest examen. Iar conform statisticilor, în acest moment în județul Mehedin sunt peste 90.000 de șoferi. Cifrele prezentate de oamenii legii mai indică faptul că în acest moment parcul auto din Mehedin numără 67.195 de autovehicule.